Alături de mine este Ioana, frumoasă și asortată ca de obicei. Vreau să te felicit că din nou ești așa în evidență frumos. Ce faci? Cum ești astăzi? Și eu vreau să vă felicit că oamenii nu văd, dar pe noi ne filmează o domnișoară. De obicei era un reporter, dar uite că lucrurile s-au schimbat și suntem trei femei aici și realizăm un content. Ce m-ai întrebat? Ce faci? Cum ești? Cum te simți azi? Praf. De ce? Praf de stele, praf de nisip de Sahara, praf din orice, din toate punctele de vedere, pentru că am diferite probleme, dar pe de altă parte, uite, că seara mi-a plăcută, că azi mă întâlnesc cu oamenii dragi, frumoși, deși am avut o zi grea azi. Așa este, uite, e o gală cu un mesaj puternic, nu există, nu se poate. Tu ce crezi că se spune că nu se poate, dar se poate cu adevărat? Da, n-ar mai trebui să spunem nu se poate sau nu pot. Mie cel puțin viața mi-a demonstrat că lucrurile pe care am zis nu pot să le fac niciodată, nu vreau, n-aș putea, parcă cumva atragi din univers și te pune exact în situația în care tu trebuie să faci și lucrurile alea. Și se zice că creierul nu cunoaște negație. De aceea nu e bine să spun eu pot. Ce tare, ce raționament interesant. Da, am experimentat pe pielea mea, îți spun clar, da. Uite, ai venit astăzi alături de Andreea Marin. Ce relație aveți voi? Cum o vezi tu pe ea? Acum, chiar pe drum, mi-aminteam și vorbeam cu Viorel că când era emisiunea Surprize, Surprize, am fost la emisiune invitată, dar invitată prin Viorel. Au fost mai multe surprize atunci, dar cea pe care mi-o amintesc e că Viorel le acordase, bineînțeles că aveau dosare depuse, niște oameni care au emisiune, dar nu știa că ei o să primească în acea emisiune casă de la Viorel, prin cadrul emisiunii, prin dosare, prin așa, și a fost foarte frumos. Și au mai fost alte surprize, nu mi le mai aduc, dar mi-aduc aminte surprizele minunate pe care le-a făcut și sunt convinsă că Andreea Marin a schimbat vieți. Wow, foarte frumos spus. E real. Și puțin oameni fac asta. Astăzi ce te aștepți să vezi? Cum crezi că va fi atmosfera? Da, sună frumos. Gală. Noi de obicei ne uităm doar la Hollywood și zicem, mamă, nu știu ce gala Oscar. Uite că sunt gale și aici și oricum deja mă simt minunat de când am intrat aici în Palatul Parlamentelor, mă simt și eu, uite, ia uite unde stau aleșii noștri și deja mă simt mai importantă numai de când am intrat. Corect. Uite, mi-ai spus mai devreme despre Viorel, o poveste frumoasă. El ce face acum? Unde este? O să-i trimit și lui, bine, nu mai poate să se deplaseze, era și el prezent mereu cu mine, eram obișnuit să fim împreună, dar o să-i trimit, noroc cu telefoanele, cu WhatsApp-ul, o să-i trimit niște videouri, niște poze de aici, așa și știe unde sunt și mai vede și el lumea. E puțin așa gelos, sincer, câteodată, pentru că tu ești frumoasă, uite cum vei îmbrăcată, așa, aranjată. Nu cred că e gelos, cred că e invidios, că nu poate să fie și el aici, dar se bucură pentru mine. Se simte mai bine cât de cât? Cum să zic, care e o vorbă, el nu se simte niciodată prost. Sunt zile și zile, atunci bătrânețea, cum să zic, vine cu multe provocări, dar sunt ani dați de la Dumnezeu, oricum a depășit media de vârstă a României, din păcate în România e media de vârstă în care noi trăim, e trist, e 74 de ani, în Italia e 82, ți-am dat un exemplu așa, dar în alte țări sunt și mai, na, suntem pe locuri mai în jos așa, și el deja aneștia îi spune că sunt de la Dumnezeu în plus. Corect. Uite, vreau să întreb, vine Paștele cu pașe repezi, aveți vreun plan făcut? V-ați gândit cum vreți să sărbătoriți? O să mă duc pe câmpii pe aici, pun voluntar, să caut și un miel, să alerg un miel, să prind. Consider că, na, mă uitam că zicea cineva, acum nu că suntem la interviuri, dar zicea la știri că, știri, la un interviu, nu mai știu dacă știrista a zis sau cealaltă, a zis că urmează Paștele o sărbătoare foarte fericită. Nu este, este fericită că ne întâlnim cu toți, mulți români vin din diaspora, dar dacă o iei religios, este... Este o cu dublă însemnătate, da, Paștele, și noi uităm și de partea asta religioasă, așa că o să vreau să merg la biserică, aproape în fiecare an merg la Biserică de Înviere și mi-amintesc cu drag Săptămâna Mare și deniile, când petreceam la țară și mergeam la denii, era foarte frumos, era un ritual așa. Pe de altă parte, pentru mine e o sărbătoare tristă și pentru că în perioada asta a murit mama mea acum mulți ani și fără să vrei lucrurile astea nu se uită niciodată și rămân în suflet, așa că sunt sentimente mixte. Într-adevăr, iar acum pe final vreau să le spui fetelor care te urmăresc și te apreciază, să le dai așa un sfat și să ne spui ca o curiozitate de unde, dacă te inspiri de undeva pentru stilul tău vestimentar, pentru că la fiecare eveniment vii așa, altfel.
Eu sunt un influencer altfel, ca să zic așa, influencer în ghilimele. Nu faceți ca mine, dragilor, faceți ca voi. Uitați-vă și la oamenii care vă plac și e important. De exemplu, eu când am venit la București, eram de la țară, eram de la coada vacii. Nu aveam niciun stil, nu am avut persoane, bunica mea avea de unde să mă învețe lucrurile astea, din contră, îmi tăia fustele mai scurte sau așa, mi le ar băga în foc. Și aici, când am venit la București, am văzut două, trei femei, o tipă era directoare de bancă, o tipă era directoare de restaurant și încă o tipă avea legătură cu showbiz-ul și mi-a plăcut mie foarte mult stilul lor și am zis, mă, uite, așa vreau să fiu. Și unii oameni, culmea, mă și condamnă, că zic că de ce, dacă eu zic că am un sus bolnav și am probleme, de ce mă aranjez și îmi fac unghiile? În 2024, să mai pui întrebarea asta, în primul rând, poți să te aranjezi și româncele știu foarte bine să aranjeze și cu bani puțin. Și asta zic, să vă luați modele, dar modele sănătoase, nu numai corp, minte, suflet, da? Să nu ne uităm doar la, acum toată lumea e pe fizic, dar uită și, pentru că eu îți spun clar, când intri într-o încăpere, se simte energia ta, neapărat cum ești îmbrăcat. Corect. Asta e părerea mea. Mulțumesc mult, Oana, și vizionare plăcută la gală. Aștept liniștit și dacă nu mâncați miel, trimiteți-mi mie pe oanalis1 pe Instagram. Alături de mine este Eduard Sanda, uitați la 4A, de chisit aranjat, urmează să-l vedem pe scenă, pe podium chiar. Bună! Da, așa este, bună! Ce urmează să faci mai ales pe scenă, să decernezi premii, să defilezi, ce vom vedea? Urmează să fac ceva în premieră, trebuie să-mi pun chiar și eu o dorință, pentru că în seara asta va fi prima dată când, nu prima dată când voi ieși pe scenă, că tot ies pe scenă cu muzica, dar urmează să defilez. Prima dată în viața asta, da, să-mi țineți pumnii. Ai emoții? Am așa puține emoții. Bine, nu chiar foarte mari, dar azi am realizat că e greu să și mergi câteodată și să ții direcția așa pe mijloc, frumos, să pozezi, pac. Dar eu cred că o să mă descurc. Și eu sunt sigură, Cleopatra ieșea pe aici, te susține? Cred că a ajuns, a stat, s-a pregătit, ia, și alege tocurile, da. Dar cred că a ajuns. Cred că a ajuns și ea pe aici. A venit să mă susțină. Păi, am fost și eu să o susțin pe ea la parada de modă, la clipuri, așa. E, uite, acum s-a întors roata și trebuie să mă susțină și ea pe mine. Bineînțeles, e normal. Ce faceți? Cum sunteți? Perioada asta, pe ce vă concentrați, să zic așa? Pe muzică. Suntem pe work. Suntem pe făcut multă muzică. Am pregătit foarte multe piese. Tocmai ne-am întors din Spania, am stat o săptămână, am filmat 3 clipuri, la mare, la soare, frumos, între palmieri și cam atât. Am combinat cumva și muncă, dar și puțină vacanță. Acum vine și Paștele, ușor, ușor, v-ați făcut planurile? Sincer, nu am făcut niciun plan. Ne gândeam să mergem la familia în Chișinău, Moldova, dar o să rămânem aici. Pentru că a doua zi trebuie să fiu pe scenă la Constanța, am concert și am zis să facem Paștele anul ăsta aici, în România. Sunteți de obicei mai tradițional? Vă place să țineți neapărat de o tradiție sau nu contează neapărat? Păi, dacă ne referim la Paște, mie îmi place întotdeauna să merg să iau lumină cu familia, așa am fost crescut și învățat de mic, așa duc și eu mai departe și, nu știu, e o emoție și o energie aparte atunci când te duci să faci lucrul ăsta, e ceva divin, noi suntem foarte credincioși și ne simțim bine să facem asta. Mă bucur mult să aud asta și vreau să te mai întreb pentru cei care ne urmăresc, pentru că sunteți tu și Cleopatra unul dintre cuplurile cele mai urmărite și îndrăgite de către public, da. Da. Și chiar vreau să te întreb cum faceți să mențineți, nu știu, flacăra aia prinsă, să vă reîndrăgostiți, cum s-ar spune, de fiecare dată, fără să se piardă, fără să vă plictisiți unul de altul. Păi, cred că asta, dacă nu vine natural de la fiecare, atunci se cunoaște și încep să apară probleme, certuri, deja observă și lumea că ceva nu e bine. Dar la noi așa suntem, suntem natural, tot lucrurile vin firesc, Nu punem nicio presiune unul pe celălalt, nu suntem geloși, nu suntem noi. Perfect.
Și cred că asta contează cel mai mult într-o relație, să fii tu, să înțelegi persoana de lângă tine, să te înțeleagă la fel și să uite așa, să fie o îmbinare de asta frumoasă. Ce frumos ai spus! Mulțumim mult de tot și baftă pe podium! Să fie, țineți-mi pumnii! Mulțumesc!